că vreau să zic. De fapt, am tot filmat, am șters, am la rând, da, de câteva ori. Eu mai am încă pretenții, mai și de la mine și de la alții, dar să spun stop, stop joc pretențiilor. Eu întotdeauna am controlul asupra vieții, nu pentru că eu nu pot sau nu știu cum sau nu, pentru că nu-i treaba mea să am controlul asupra vieții mele, culme. Da? Și acum, că așa se întâmplă lucrurile, că e universul, că experiențele care are nevoie sufletul meu, eu nu toate le știu. Am venit pe pământ pentru ca să avem experiențe superbe, să ne bucurăm, dar nu se știe care, eu cred că e un fel de bucurie să am nu știu ce sau să plec nu știu unde, să văd nu știu ce capăt al lumii și mie mi se propun niște experiențe total diferite, dar care poate că mai multă bucurie mi-aduc și mai multe, da? Așa. Și nu mai pot să am pretenții de la mine, că așa se întâmplă lucrurile, încep să înțeleg, și cu atât mai mult de la ceilalți, adică de la cei de la conducătorii, să zicem, conducătorii noștri, așa, mult iubiți și stimați, șefii noștri de la servicii și așa mai departe. Bun, de la servicii. pentru că dragii de ei, unii poate că se trezesc și își dau seama de lucrurile care se întâmplă și asta e, mai încearcă ceva, le iese bine, nu, nu. Alții încă dorm, că trezirea e un lucru foarte gentil și fiecare se trezește la ritmul lui și la timpul lui și experiențele fiecăruia și fiecare are experiența lui și noi ne minunăm, dar și în politică și în orice, omul trebuie să treacă prin ceva și că asistăm și noi toată țara la așa ceva, trecem prin probleme sau așa, asta e, înseamnă că ceva acolo e să se întâmple lucrurile în direcția asta și nu pot să am pretenții cât de sus sau cât de jos ierarhii și așa mai departe. Pentru că acum e un haos total, că se spală lucrurile, se schimbă energetic, dar asta vreau să zic, că și el mai de sus, ierarhic să zicem, da? Nu deține controlul. Adică a scris scrisoarea aia sau n-a scris-o? E, dacă a scris-o, a pornit în direcția aia. Și dacă n-a scris scrisoarea, a rămas aici, pe drumul ăsta, da? Eu, cine știe unde sunt, da? Acolo unde cineva ierarhic a pornit scrisoarea, a scris-o sau a rămas aici? Eu nu pot să am pretenții de la om, pentru că dacă n-a scris-o și trebuia să o scrie, el are de trecut prin niște, să se spele, să se curățe energetic, să-și rezolve lucrurile și eu făcând sau nefăcând ceva, sunt în lumea lui sau el e în lumea mea. Sunt, e fantastic, fantastic și nu pot să cer de la om. Văd niște, mergem pe stradă și da, cineva zice, uite și ăștia ce au scris, ce afiș au pus acolo. Ei, tocmai că nici afișul nu-l putem controla. Sunt vise colective, sunt dorințe colective, peste noapte se transmute, se spală, se așa energetic, da? Ca o mașină intră ca într-o mașină de spălat și a doua zi vedem niște, da? Le zicem, mamă, ce prostie a scris acolo pe nu știu ce, sau cine l-a dus pe omul ăla să ne conducă, sau cine. Ei, acum de câțiva ani se întâmplă lucrurile în așa viteză și într-așa haos energetic, că eu m-aș mira să nu ne minunăm, adică să fim, da, da, bine, bine, să fim de acord și așa. Și nu deține nimeni controlul și ăla care e suspus,
de noi, de eu știu cine, de... până la urmă nu e sub controlul nostru și suspus a fost, au fost create permizele, premizele, da, situației și a fost să ajungă acolo pentru ca să se întâmple niște lucruri într-o direcție sau alta. Și cât de mult nu m-aș da cu capul de pereți și să mă duc să votez, să răsvotez sau să mă dau cu părere de nu știu ce partide sau să zic că la servici nu știu ce e bine sau nu, omul are de trecut niște experiențe. Și tu, voules, noules sau cum se zice, particip la, în clipa asta a omului care se dezvoltă el acolo. Și vrei, nu vrei, e o experiență ta care tu trebuie să particip la experiența lui sau a ei. Și de aici, ce hotărâre iei tu ca și reacție la ce se întâmplă, te duce mai departe, te propulsează, uite, mi-a venit cuvântul, să treci, să sari pe lângă și să nu mai ai treabă cu ce îi se întâmplă, da? Cu tăruia sau cu tăreia. Sau să asisti și să înțelegi lucrurile și să vezi cum răspunzi. Ce reacție ai la ce se întâmplă. Da, cam astea sunt acum lucrurile. Eu așa înțeleg acum ce se întâmplă și n-ai cum, nici cum. Mă, dacă ai curajul să prin adevărul tău să scoți la cumva, nu știu, lucrurile, da. Și aia e relativ și adevărul tău e relativ pentru că nu știi ce e acolo mult mai adânc la ce se întâmplă la ceilalți și dacă e totul colectiv e tăgădâm, tăgădâm. Da. Să vedem, să vedem ce se întâmplă.